Bună ziua și bine ați venit la salele noastre din Băneasa. Am venit cu toții din concediuri, așa? Și exact. uh, România în ultima vreme are o climă din ce în ce mai blândă. Poate multul la nu le vine să creadă, dar uh, mai nou, la clima românească, se pot adapta foarte bine măslinii. Și iată că am chiar aici lângă mine un măslin care chiar a început să facă primele măslin din anul acesta. Zona de sud a țării se pretează mai bine pentru măslin? Da, zona cât mai caldă, în general. N-aș merge chiar în zona de deal și munte, dar în zona de sud, zona de, de câmpie, fără, fără nici mai mică problemă. La măslin, clar că îi trebuie mult soare. E o plantă iubitoare de climă caldă, de climă cu lumină foarte multă și dacă stă direct în soare, cu siguranță va și înflori, va și fructifica, așa cum stă, face și la el acasă. Pe lângă faptul că este iubitoare de soare, trebuie să avem mare grijă cu partea de apă. E o plantă care suferă la excesul de apă, mai mult decât de la lipsa apei. De asta și grecii de multe ori au probleme când plouă prea mult. Noi ne ne plângem de lipsă de apă, la ei din contră, când au prea multă apă pe primăvară sau toamna, pot avea probleme cu culturile de măsline. Ce soiuri sunt pretabile? Sunt câteva soiuri mai rezistente, care cu siguranță nu vor avea probleme la clima noastră. Sunt cele din specia Calamata și mai sunt cele din specia Coronis, cum avem noi aici. Uleiul din specia Coronis sau uleiul fabricat de măsline din specia Coronis are cea mai mică aciditate, este cea mai bună calitate la nivel mondial. Uh, și aceste practic asta este dat atât de sol cât și de uh, varietate. Aciditatea la uleiul de măsline dă cea mai calitatea cea mai uh, aciditate redusă, de calitatea cea mai, uh, cea mai bună uleiului și este cel mai sănătos pentru a fi consumat. Cum trebuie pregătit solul înainte de plantare? Uh, da, la măsline și la toate plantele mediteraneene. Aici vorbim de măslini, de leandru, uh, de buganvile. Uh, sunt soluri bogate în fier. Sunt plante care au nevoie de mult aport de fier pentru a rezista ca la plantă. De asta folosim tot ce înseamnă atât soluri cât și fertilizanți pentru plante cu specific mediteranean. Sunt soluri care de la început au o concentrație mai mare de fier și prin fertilizarea aceasta repetată menținem această concentrație astfel încât planta să fie, să fie viabilă. La ce adâncime plantăm? Adâncimea de plantare este similară cu adâncimea balotului. În condițiile în care plantăm mai adânc, automat tulpina poate să fie afectată. Chiar de multe ori, dacă avem o zonă unde se poate inunda, mai degrabă îl ducem un pic mai sus și punem un fel de de lușor, să zic așa, astfel încât excesul de apă să fugă de plantă. Ce mai facem după ce l-am plantat? Eu zic că cea mai importantă este prima iarnă, cel puțin, să-l protejăm puțin, pentru că este o plantă care, în mediul ei natural, rezistă până pe la minus 10 grade, dar pe durate mai scurte. În cazul în care se anunță o iarnă mai grea și ne trezim că avem minus 5, minus 10 pe durate de una, două săptămâni, cel mai bine să protejăm cu fie cu un sac de rafie, fie cu paie, fie cu, mă rog, la țară, sunt tot felul de coceni sau alte uh, variante, sau roboși. Care se rădăcina jos? Uh, special baza și prima parte din tulpină, pentru că se va pe timp de iarnă coboară către tulpina și în partea de sus nu mai este afectată. În schimb baza, rădăcina și tot trebuie protejate. Uh, atenție, nu folosim folie. Folia uh, generează umiditate foarte multă, planta transpiră și e posibil să înghețe și să, fie, să sufere mult mai mult dacă ar fi lăsată în aer liber. Da? Deci orice, sub, orice material geotextil, uh, orice alte materiale putem să le forțim, dar nu folia. Îi tundem măslinii, cum îi toaletăm, cum îi îngrijim. Da, este o tundere similară ca și la pomii fructiferi la noi. În general, se lasă, se face o tundere mai agresivă în primii ani, astfel încât să facem formarea aceea a coronamentului. Nu aș lăsa să mergem pe arbust de la bază, cel mai bine formăm o tulpină lenoasă, după care facem două etaje de ramificare, deci să merge pe două șarpante. Când intră pe rod. Uh, ei încep să înflorească începând cu luna mai. Uh, deja suntem uh, acum spre sfârșitul lui August începutul lui septembrie, avem deja măslinele uh, formate verzi, iar culesul lor în Grecia se face undeva în finalul de octombrie, uh, început de noiembrie. Atunci măslinele se bat la ei, sunt niște <laughs> scuturători uh, specifice, uh, după care trebuie să uh, pregătite, puse în saramură, Aici rețetele da, sunt După cât timp intră efectiv pe rod măslinul, de când îl plantezi? Păi, acest măslin mic, care l-am eu aici, are aproximativ un an și jumătate. Deja avem primele, primele fructe. Sunt cei din speciile acestea, coronis în special, fructifică foarte repede. Chiar în primul, al doilea an, cel mult. Văd că aveți acolo și un fertilizant. Da, este fertilizantul pentru plante mediteraneene. Este o plantă care, solul acesta, prin udări repetate, își pierde proprietățile. Asta e vorba de orice plantă de apartament, dacă îl ținem în ghiveci. În cazul în care îl punem în grădină, atunci îi mai dăm mai multe șanse. Dar în ghiveci, musai, trebuie folosit îngrășământul pentru plante mediteraneene. În felul ăsta dăm un aport suplimentar de fier și de minerale specifice plantelor mediteraneene, astfel încât să, să se dezvolte corespunzător și armonios. La ce interval dăm fertilizare? Fertilizantul se aplică în general în perioada caldă, din începând cu martie până către noiembrie, chiar târziu. Fertilizarea se poate face săptămânal, în cazul în care planta rămâne în ghiveci, cum probabil că avem, o să avem majoritatea, se face după udarea plantei. Am, udat, am hidratat bine solul, lăsăm cam jumătate de oră astfel încât să ne asigurăm că umiditatea pătrunde în, toate, în tot balotul, iar apoi din soluția diluată de fertilizant, deci practic este un căpăcel din acesta care se pune. La un litru de apă, se pune pe deasupra solului, suplimentar față de udare. Da? Atenție, nu soluția concentrată niciodată. De multe ori se face greșeala asta, că se udă cu soluție concentrată din dorința de a pune mai multe minerale. Exclus, se arde planta. Planta intră în blocaj și e foarte greu să o stabilizăm apoi. Mulți mă întreabă de dăunători. Se atașează ceva dăunători de, de măslini, în general păianjenul lănos sau, coșe, sau cicada lănoasă, însă este o plantă destul de rezistentă și nu este afectată în sine. De asta, printr-un tratament foarte simplu sau mai nou, puteți chiar spăla cu apă și cu spirit acele coșenile în cazul în care apar. Ele, practic, vor dispărea ușor, ușor în timp. Nu va putea să faceți tratamente foarte agresive, fitosanitare, nu prea e recomandat, nu că nu e recomandat, dar nu au, nu au sens pentru tipul ăsta de plantă, pentru că planta în sine nu suferă foarte mult pe, pe partea de dăunători. Cât costă să-ți faci așa este o, o mică plantă, grădină cu măslin? Da, acesta este un format de mini-bonzai de măslin, sau mă rog, este un început de bonzai. Ca preț, cei care aducem noi sunt de la 45 de lei până la cei mai mari aici în spate sunt undeva la vreo 139 de lei, 149 de lei cei mai, cei mai, înalți. Nu sunt foarte scumpi, sunt plante care se dezvoltă ușor și sunt accesibili chiar oricui în momentul de față. Cum îi mulțim? Ei, acum ei se înmulțesc și prin sâmburile de la măslină, dar în general prin butași. Toți producătorii în Grecia am văzut că efectiv colectează butașul chiar de sub punctul de ramificare și nodul care este la partea de jos acesta se bagă în pământ, direct în pământ, da? deci fără nicio mică problemă, în schimb ce se pune acum în pământ va prinde rădăcini în sezonul următor. De regulă se scot toamna pentru primăvară, adică toate ciupiturile acestea pentru, pentru înmulțire. Uh, adică ideal ar fi acum să replantăm. Să uh, hai să zicem undeva către luna noiembrie, totuși. Uh, adică el să iasă puțin din vegetație, să nu mai aibă totuși acel soare de așa. Iar în momentul în care facem uh, butășirea aceea în, uh, în sol, atunci uh, avem grijă să punem un pic mai multă apă la nivel de butaș, astfel încât să producă acea rădăcinare. Rădăcinarea nu este foarte rapidă, durează o lună, două, uh, dar se produce. Adică nu e o plantă care să aibă dificultăți în direcția asta. Și dacă îi avem în grădină și vrem să mulțim, îi punem prima dată în ghiveci sau îi plantăm direct în pământ? Butașii, butașii da, cel mai bine îi punem în tăvițe, ghiveci, tăvițele de plantare sau ghiveci, iar apoi, după ce se stabilizează planta în sezonul următor, practic, mergem cu ei pe grădină. Accidental, eu cred că dacă punem în pământ din loc în loc, cu siguranță accidental se vor prinde, dar rata de prindere e mult mai mare în felul acesta și unde îi ținem peste iarnă? În cazul în care păstrăm în ghiveci planta, cel mai bine ne asigurăm să protejăm ghiveciul dacă rămâne pe terasă. Dacă nu îl băgăm pe o terasă rece, neîncălzită, poate să reziste chiar și la minus 5 grade, udare foarte redusă, pe timp de iarnă el nu vegetează, nu consumă foarte mult. În cazul în care îl băgăm, în schimb, la cald, la temperatura camerei de 20 și ceva de grade, atunci ne asigurăm să-i dăm cât mai multă lumină, E o plantă care totuși iubește lumina și soarele, iar cu apa să avem grijă ca pământul să fie ușor hidratat. Nu exagerăm, dar nici să lăsăm iarna, din cauza caloriferilor, să usucă aerul mai repede și posibil să avem deshidratări mai mari. Și pentru cele care le ținem iarna în apartament da. sau în casă, mai fertilizăm pe timpul iernii? Da, putem face o fertilizare mai rară, în loc să aplicăm săptămânal, punem la două sau la trei săptămâni o odată. Cel mai ok este ca, înainte de a introduce planta în, în casă, să facem și o replantare, adică o împrospătare a solului. Atenție că în prospătarea solului aici se fac destul de multe greșeli. Dacă scoatem această plantă, ne uităm că pe balot da. rădăcinile cele mai importante sunt la partea de jos. Da? Uh, mare atenție la, la ghivecele clasice, care nu au uh, rezervor de apă sau nu au uh, separator pentru partea de udare, și mai ales dacă folosim o farfurioară ca să nu ne murdărească mobila, niciodată nu ținem uh, cu, apă. cu apă în farfurie. Da? Rădăcinile, încă o dată, sunt la partea de jos și, uh, în cazul în care folosim farfuria practic pune mare parte a rădăcinilor în apă. Și nu suportă acest lucru. cel mai bine... Și, de asemenea, în momentul în care aducem un aport suplimentar de, de pământ proaspăt, degeaba pune pământul la partea de sus, pentru că aici nu are absolut nicio importanță pentru plantă în sine. Ok, că poate este mai hrănitor, mai arătos, să zic așa. Cel mai bine, răcăim puțin pământul de la baza ghiveciului, expunem puțin rădăcine, iar pământul proaspăt îl punem pe fundul ghiveciului, da? atunci, practic, vom da o șansă foarte mare plantei ca să absorbă cât mai repede nutrienți și să se dezvolte corespunzător. Replantarea asta este foarte ok să o facem chiar înainte de a-l băga în casă cu vreo săptămână, două, deci undeva luna octombrie, început de noiembrie, facem această mărire a ghiveciului cam cu o treime cel mult sau măcar împrospătarea solului pe bază. Vă mulțumim pentru sfaturile utile și pentru recomandări și sper să ne revedem curând.